La Centrul de Prevenire a Criminalității, aceștia au primit vizita elevilor de la școlile Corese și Mihai Viteazul din Târgoviște pentru a-l sărbători pe Mihai Eminescu, dar și pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Polițiștii doresc să se implice în activitățile tinerilor pentru a preveni delincvența juvenilă. Pentru a marca ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului național Mihai Eminescu, în colaborare cu Muzeul Național al Poliției Române, dar și cu Biblioteca Județeană și în colaborare cu două unități de învățământ importante din municipiul Târgoviște, școala Coresi și școala Mihai Viteazu, organizăm o activitate instructiv-educativă cu elevii acestor școli, cu o parte din elevii acestor școli. Asta având în vedere faptul că una din cauzele implicării copiilor în delincvență este și lipsa educației și de ce nu încercăm să le oferim alternative bune de petrecerea timpului liber și să le deschidem apetitul pentru informație, pentru cultură și pentru activități care o să îi dezvolte pe viitor. Reprezentanții Inspectoratului Școlar sunt de părere că sunt extrem de benefice colaborările dintre instituțiile de învățământ și Inspectoratul de Poliție. Mă bucur că putem colabora, că Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul Județean sunt împreună, alături de copii, pentru copii, pentru a sărbători, așa cum se întâmplă în toată lumea, concomitent, ziua unui mare creator național și ziua culturii naționale. Avem și noi, începând din 2011, această șansă de a-l avea pe Eminescu ca titular al Zilei Culturii Naționale, așa cum italienii sărbătoresc Ziua Culturii când vorbesc despre ziua lui Dante și așa cum în literatura spaniolă Cervantes înseamnă Ziua Culturii Naționale. Ne bucurăm că poliția este alături de noi și că are astfel de inițiative și vine în viața elevilor aducând nu doar lege, aducând și bucuria unei sărbători naționale. Chiar suntem bucuroși că suntem împreună, atâtea instituții, pentru că am înțeles nu doar Poliția și Muzeul Național al Poliției Române și Biblioteca Județeană, suntem aici împreună pentru aceste două mari evenimente, Ziua Culturii Naționale și Ziua Eminescu. Țara pe deal, buciumul sună cu jale, durmele urc, stelele scapără în cale, apele plâng, clar izvorând o fântâne. Noștri tineri la Paris învață, la gât cravatei cum se leagă nodul. Apoi ni vin de fericesc norodul cu chipul lor isteț de oaie creață.